filmul? Nu, nu știu. Hai, câte o manea lupă, Mihai, acolo. Nu știu nicio manea. Păi ți-a luat pe asta, pe geama. Lasă-mi gitara-n pat. Asta nu ești, dacă ascultăm alea, este mai proiectă? Da. Cum face? Lasă-mi, nu o să cânt de ce vrei. De ce mă să cânt de manele care am plăcut mie? Dacă îi place muzica clasică, nu contează. Cânt de ce îmi place mie. Nu știu. Dar nu știe. Dacă nu știe, lăsați-l. Pauză totuși. Stați jos. Dragii mei, în calitate de diriginte al vostru, știu, ne jucăm în cadrul proiectului nostru, astfel încât, în calitate de diriginte, trebuie să analizez rezultatele portofoliului vostru. Știți bine că începând cu acest an școlar, a fost introdus în școli opțional de educație juridică. Astăzi a venit cadența, evaluarea finală. Și da, la o să de mari? Da, dacă lucrați bine. Fiind implicați în acest proiect național intitulat Unde Regele Domnul, ați fost repartizați pe grupe de lucru. Acum, care este scopul acestui proiect și dacă putem combate violența, va răspunde câte un membru al fiecărei echipe. Voi ce ați pregătit? Stați puțin, doamna dirigintă, vă vom arăta câteva materiale. Așa, selectiv. Am studiat istoria violenței și consider că primul act de violență este dinaintea răstignirii lui Isus. Aceasta a continuat de la gladiator până în zilele noastre. Fii atentă, veni vorba de violența din antichitate. Evreii din Egipt au fost forțați să treacă la islamism. În caz contrar, erau uciși pe loc. Dar și în Europa au fost maltratați evrei, fiind dar și aproape 1000 de persoane de vii, din cauza că se considera că ei răspundesc ciuma. Am găsit și eu ceva despre evrei din Polonia. Conducerea comunistă poloneză a început să-i omoare pe evrei, iar în câțiva ani, omorând aproape 40.000 de oameni. Grupa voastră ce a pregătit? Împreună cu echipa mea am făcut un proiect antiviolență în care am încercat să găsim principalele motive pentru care adolescenții din zilele noastre sunt tot mai violenți. Care ar fi acelea? În opinia mea, jocurile video sunt cauza violenței în școli și licee, deoarece majoritatea elevilor le practică. Și unele filme sunt violente, deoarece acestea conțin secvențe de groază și tortură care pot afecta spectatorul. Eu cred că mesajul transmis de muzică are un impact mai mare asupra ascultătorului, acesta făcându-l să repete acele fapte. Videoclipurile, multe le consideră amuzante, dar după cum am văzut, multe dintre acestea conțin scene de violență. Foarte bine, v-ați informat destul de bine? Da, chiar am făcut și un CD și un sticker, suntem pregătiți, avem materiale. Da? Da. Foarte bine, copii. Toni mi-ai spus că ai făcut ieri ceva la bazin. În continuare, următoarea. Da, mă, dar am fost ieri la bazin acolo și am făcut poză cu Maria. Maria e grasă. Grasa e de la Gaia, mă, aia. Am o idee, uite, dacă vrei, punem aici. Mamă, de ce ați pregătit? Acum căutam, doamna, pe niște citate pe Google pentru un poster. Aha. Și asta ce am făcut. În regulă. Te idei la balena aia. Bă, la loc aici. Cum ți-a găpit pe ecran când ai făcut poză? M-a închinit și. Mamă, câtă balena. Hai să-i o trimitem lui Cristi să râdă tot liceul Dante de ea. Hai să-i o trimitem. De la... Altcineva ce ați mai lucrat pentru proiect? Doamna dirigintă, pot să merg, vă rog frumos, la baie? Sigur, mulțumesc. Pot să merg și eu, doamna dirigintă? Da, în regulă, du-te cu ea. Doamna dirigintă, da? Trebuie să ne ducem la cabinet, că ne-a chemat să ne cântărească. Oh, bine, duceți-vă, dar în 5 minute să veniți înapoi. Se termină ora. De ce ai făcut-o, mă? Poftim? Cum ai îndrăznit să faci chestia asta? Am crezut că mi-ești prietenă. Ce ți-am făcut? Te-am văzut cum te-ai dat la Cătălin, nu face pe proasta cu mine, ok? A, pe dar nu-i problema, mă place pe mine, mai face. Ce face Cătălin? Lasă-i că te place pe mine. Nu o să mai tragi nicio. Ce ți-ai făcut? Ce ți-ai făcut? Lasă-mă-l aici. Dacă ai și mai tragi de aici, dacă ai făcut-o. Iau! Duceți-i, luați-le de aici. Cine a făcut un poster pentru proiectul nostru? Eu, doamna dirigintă. Arată-mi. Posterul reprezintă dorința societății de a elimina violența, precum în povestea cu ridichia uriașă, cu cât suntem mai mulți, cu atât vom învinge. Ah, interesantă viziune. Va să zic că ridichia e violența? Da. Foarte bine. Voi ce ați pregătit pentru evaluarea finală? Noi am pregătit un număr de pantomimă, numai că avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, pentru că Nadolul Alexandra lipsește. În ce sens? Cu ce să vă ajut? Dumneavoastră trebuie să fiți mama în locul lui Beatrice. Noi am realizat acest număr de pantomimă ca să arătăm impactul destructiv al jocurilor de noroc asupra tinerilor. Ok. We have it real.
Cine conduce acest dans? Eu. Și ce reprezintă? Ce? Am făcut acest dans deoarece ne-am gândit că este cea mai ușoară metodă de a-i face pe ceilalți să înțeleagă mesajul nostru și de a-l promova mai departe. Care este mesajul? Că prin violență nu rezolv nimic. În regulă. Hai să vedem. Care este mesajul dansului? Este o metodă tinerească de a ne face înțeleși. Hai să vedem. Iubiți cursul opțional de educație juridică? Da!